Cum a fost primul tău impact cu echipa mare? Primul meu impact cu echipa mare a fost unul foarte frumos. Este o trecere foarte, foarte grea, pot spune. Antrenamentele sunt mult mai intense decât la tineret, dar fără muncă nu poți ajunge sus. Cum te simți făcând parte din lotul echipei mari? Sunt foarte bucuros deoarece aici mă pot dezvolta și pot crește alături de jucători care au o experiență bogată în fotbal și care au evoluat la un nivel superior celui de Liga a doua. Cum a fost trecerea de la juniori la seniori? A fost puțin greu la început, dar m-am acomodat. Toți jucătorii m-au primit foarte bine. Toți sunt caractere frumoase și sper să joc cât mai multe meciuri la FCR. Care este jucătorul tău preferat pe postul tău și în ce campionat te vezi? Jucătorul meu preferat este Kylian Mbappé și mi-ar place foarte mult să joc în Premier League. Ia zi tu, Dimitri. Jucătorul meu preferat care joacă pe același post cu mine este Kevin De Bruyne, deoarece îmi place foarte mult la el viziunea jocului și modul în care lovește mingea. Iar eu mă văd jucând în Spania, deoarece este un campionat care se bazează foarte mult pe tehnică. Ia zi, tu, Ade, care e modelul tău și în ce campionat te vei jucând? Modelul meu ca jucător este Cristiano Ronaldo, pentru că este foarte muncitor și își dedică toată viața fotbalului. Și campionatul în care mă văd jucând este Italia Serie A. Și acum că am ajuns la fotbalul extern, cu ce echipă vă place cel mai mult să jucați în FIFA? Mie cel mai mult îmi place să joc cu Barcelona, deoarece are foarte mulți jucători tehnici și se pliază pe stilul meu de joc. Și tu, Ade? Mie îmi place foarte mult să joc cu Paris Saint-Germain, pentru că au un nivel de joc foarte înalt și au o viteză senzațională, mai ales între jucători, și o finalizare excelentă pe atac. Dar tu, Stoica? Mie îmi place să joc foarte mult cu Real Madrid, deoarece este echipa mea preferată de când eram mic. Și la anul sper să promovăm, să putem juca din nou cu FC Argeș și în FIFA. Și să și fim în joc. Că tot veni vorba de FIFA, eu pot să mă joc FIFA, dar voi aveți bacul. Tu la ce materii dai bacul? La română, istorie și logică. Deja m-am apucat de învățat și sper să îl iau. Și eu dau bacul la română, la mate și la fizică. Deja fac pregătire la toate cele trei materii și sper să le iau cu o notă bună. La mulți ani, Andrei, să fii sănătos, să ai parte de tot ce-ți dorești tu și cu ocazia că împlinești 18 ani să-ți iei permisul și să primești Audi-ul A5 mult dorit. La mulți ani, Andrei, să fii fericit, frumos și binecuvântat, să-ți dea Dumnezeu tot ce-ți dorești, să ajungi un mare fotbalist și împreună toți trei să aducem un nou titlu pentru FC Argeș. Hai FC Argeș! Să avem un loc frumos în lume. Alb și violet ne sunt la piept culorile. Ne vom apăra nostru nume cu o victorie. Culturilor nu le stă de-acum nimic în cap.